Donatorii de sânge din zona Reghin sau persoanele care vor să doneze o vor putea face fără să se deplaseze la Centrul Regional de Transfuzii din Târgu Mureș. Marți, 27 septembrie, la sediul primăriei Reghin vor fi prezenți specialiștii centrului pentru a recolta sânge. Vom fi la Reghin, în sala de ședințe a primăriei, unde am mai fost și cu alte ocazii. Eu chiar mă pregăteam să sun persoanele care au donat ultima dată și să întreb cine poate să vină să doneze și cine nu. Dar dacă sunt persoane interesate, chiar dacă nu au donat sânge, noi vom fi în 27 acolo și probabil până la sfârșitul anului încă de câteva ori și dăm șansa celor care vor să ajute să o facă în Reghin, acolo unde locuiesc, fără a se mai deplasa la Târgu Mureș și a pierde timp. Poate dona sânge orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 și 65 de ani, având documente de identitate valabile și care îndeplinește următoarele condiții: greutatea peste 55 de kilograme, să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, femeile să nu fie însărcinate sau în perioada de lăuzie, să nu aibă sau să nu fie avut hepatită B și C, TBC, sifilis, epilepsie, diabet, ulcer, bol de inimă, astm, bronșic, alergii. În afară de aceste condiții obligatorii, echipa medicală verifică aptitudinea pentru donare pe baza unui chestionar, a unei consultații medicale și a unor investigații de laborator. Aceste controale sunt importante pentru a garanta atât sănătatea donatorului, cât și a bolnavilor care vor primi sângele donat. Înainte de donare, este recomandat să luați un mic dejun ușor, fără grăsimi, să fiți foarte bine hidratat, să nu consumați înainte cu 24 de ore băuturi alcoolice și să nu practicați activități obosite. După donare, vi se înmânează drepturile acordate de lege, 7 tichete de masă, adeverință pentru locul de muncă. Vi se face programare pentru o nouă donare, dacă doriți.